Mihai Purcărea, director general PRD Asset Management. Suntem foarte curioși, Mihai. Bună seara! Mulțumesc în primul rând pentru invitație. L-ascultam pe domnul Popa mai devreme că nu totul este lapte și miere, dar compania de astăzi pe care voi vorbi este totul lapte. Și mă bucur să spun asta pentru că acum 2 ani de zile o companie similară am avut onoarea să o premiez și între timp s-a listat acea companie. Și este o companie care s-a dezvoltat foarte mult și cred că beneficiază mult de pe urma prezenței la bursă. Un aspect important, pe lângă companii, unde prezența la bursă aduce influx de capital, este și partea de investitori. În momentul de față, avem 115.000 de investitori în cadrul BRD Asset Management, care sunt investitori în companiile de la bursă. O companie, odată ajunsă la bursă, beneficiază și de vizibilitatea pe care o are față de acești investitori. Sunt potențial clienți. Un client, dacă știe că este investitor la compania A, probabil că va cumpăra mai multe produse de acolo. Este un beneficiu pentru companie, este un beneficiu pentru investitori și pentru țară în general. Compania de astăzi este pentru Artesana International, o companie delicioasă, și premiul este dedicat de domnul Daniel Donici, director general. Seara, mulțumim pentru premiu. Eu sunt Alina Donici, cofondatoarea brandului Artesana. Le mulțumim în primul rând organizatorilor. Mă bucur foarte mult că BVB s-a gândit să aibă o gală în care să celebreze antreprenorii. Să știți că noi suntem niște oameni foarte mișto și mă bucur mult că suntem finaliști în această seară. Pentru cei care încă nu știu și care încă nu ne-au votat, Artesana este un brand de lactate cu capital 100% românesc. Sunt lactate autentice, așa cum primim mesaje de la clienți care ne spun că le readuc în minte gustul copilăriei. Asta ne dorim pentru fiecare român în parte și încă o dată mulțumim și celor care ne-au votat, mulțumim frumos, iar celor care nu ne-au votat doar îi rugăm să guste. Și atât. Mulțumim frumos!